Vă mulțumesc. Polițiștii din Mehedinț îl caută pe șoferul care a lovit intenționat autospeciala oamenilor legii. Atacul a avut loc după ce mama acestuia s-a urcat drogată la volan și s-a ciocnit de o mașină condusă, culmea, tot de un șofer drogat. Revoltat de intervenția autorităților, fiul femeii, aflate sub influența stupefiantelor, a decis să-și facă singur dreptate, apoi a fugit. Mergem la corespondentul nostru, Ovidiu Stan, cel care vine cu toate informațiile despre acest caz. Te ascultăm, o avem pe Adriana Drăghici, îmi transmit colegii. Adriana, te ascultăm. Bun găsit tuturor, polițiștii din Mehedin sunt în alertă și îl caută pe un tânăr care seara trecută a provocat un scandal cu forțele de ordine după producerea unui accident rutier în zona centurii ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Tânărul, fiul uneia dintre victimele implicate în accident, a devenit recalcitrant cu un jandarm, după care a urcat în autoturismul personal și a lovit autospeciala de poliție, fugind de la fața locului. Polițiștii au reușit să identifice persoana, iar acum îl caută pe tânăr pentru a-l trage la răspundere. Amintim, seara trecută pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin s-a produs un accident rutier, în urma căruia trei persoane au ajuns la spital. Mai mult decât atât, ambii șoferi implicați în accident au fost testați pozitiv la consumul de substanțe interzise. Tânărul de 18 ani care a provocat accidentul a ieșit pozitiv la consumul de cannabis, în timp ce șoferița al cărui autoturism a fost lovit a ieșit pozitiv la consumul de amfetamină. În acest caz, polițiștii din Mehedinți continuă cercetările.